Un cetățean român este în centrul unui scandal financiar de proporții într-o provincie din Italia, după ce a fost acuzat de o fraudă de aproximativ 750.000 de euro la adresa fiscului italian. Potrivit autorităților, acest bărbat de origine română, despre care se știe că face parte din comunitatea Sinți, a fost arestat în urma unor investigații extinse, care a dezvăluit o schemă ingenioasă de evaziune fiscală. Principalul aspect al acuzațiilor este legat de impresionanta colecție de automobile a bărbatului, care numără numai puțin de 1500 de mașini înmatriculate pe numele său personal, în ciuda faptului că nu deținea un permis de conducere valabil. Acest lucru ridică serioase întrebări cu privire la modul în care acest individ a reușit să păcălească autoritățile timp de mai mulți ani. Extrocheria elaborată a presupus înființarea unei companii pe numele său, care a achiziționat cele 1500 de mașini. Ulterior, aceste vehicule au fost închiriate, toate acestea fără a avea nicio autorizație legală pentru această activitate. Conform informațiilor furnizate de anchetatori, această schemă ilegală i-a permis bărbatului să obțină câștiguri neautorizate de aproximativ 750.000 de euro, prejudiciind grav autoritățile fiscale italiene și evitând plata taxei de drum. Pe lângă acuzațiile de fraudă financiară, bărbatul se confruntă și cu numeroase infracțiuni rutiere, având înregistrate în jur de 20 de incidente, printre care se numără conducerea fără permis și alte amenzi. În urma acestor acuzații grave, a solicitat autorității judiciare să impună o supraveghere specială asupra individului, cu scopul de a limita drastic mișcările și de a preveni orice încercare de evadare din fața justiției, relatează mesajul.ro.